Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. O ediție specială a acestei emisiuni, în această seară, cu un subiect special, dar în tradiția postului nostru de televiziune, un subiect cultural, un subiect religios, dacă vreți, vorbind de cultură, de religie, în această seară, cu părintele Gheorghe Gomoi, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și sperăm ca discuția noastră să ne fie de folos atât nouă, cât și celor care ne privesc. Da, domnul să fie așa, și nu e întâmplătoare să spunem așa invitația. Suntem astăzi în interiorul unei mari sărbători creștine, o sărbătoare care se regăsește atât la ortodoxi cât și la catolici. E vorba de buna vestire sau de. are mai multe denumiri, să spunem așa, în... chiar și în partea religioasă. Sigur că da, este una dintre praznicele împărătești închinate mai și Domnului. În cultul nostru creștin-ortodox, biserica a să avem patru sărbători închinate Maicii Domnului cu cruce roșie ținute de creștinii noștri, între care se numără sărbătoarea de astăzi, Buna Vestire, Vestea Cea Bună, adusă de Arhanghelul Gavril, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În popor este numită Blagoveștenii, sau uh, cu diferite diminutive de la un sat la altul sau de la un cătun la altul, dar în sine este vorba despre aducerea veștii acestea prea minunate, faptul că Fiul lui Dumnezeu se uh, întrupează în pântecele Maicii Domnului. Faptul că Fecioara Maria primește pe pruncul Mesia de la Duhul Sfânt, fiind umbrită de acesta și puterea celui preanal se va pog pogurât peste ea. Da, este unul din motivele esențiale din Biblie, da. aceea în care, iată, vorbim de nașterea lui Isus, care se va produce în alte sărbători și sunt sărbătorite în calendarul ortodox, de fapt în calendarul creștin, pe parcursul unui an. Sigur că da, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne îndeamnă în cuvintele sale să înțelegem faptul că în unele veacuri Dumnezeu s-a pogurât la oameni iar în alte viacuri, cele pe care le trim, oamenii trebuie să se urce la Dumnezeu. Pogorârea lui Dumnezeu la oameni s-a întâmplat prin proroci și profeți și mai apoi prin Fiul Său, care ne-a adus ceea ce trebuie să știm noi despre Dumnezeu, iar acum Biserica noastră ne urcă pe noi la Dumnezeu, ținându-ne întotdeauna într-un ciclu anual, prin marile sărbători, învățându-ne ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și de aceea astăzi este zămislirea pruncului Iisus Hristos, iar dacă s-o cotim de astăzi până la 25 decembrie, sunt 9 luni când vom avea pe Domnul Hristos ținut în brațe de Fecioara Maria și de dreptul Simon. În tocmai cum este o sarcină firească a, oricărei, a oricărui om de pe lumea aceasta. De exemplu, astăzi este conceperea normală a pruncului Mesia în prea preasfinte născătoare de Dumnezeu, dar o naștere supranaturală, adică nu din poftă bărbătească cum ne naștem noi, ci din rânduiala lui Dumnezeu, pentru că chiar Evanghelia de astăzi spune că cele ce sunt cu neputință la la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Este ceva ce depășește puterea noastră de înțelege oamenilor cum s-a întâmplat lucrul acesta și chiar în Sfânta Scriptură vedem nenumărate exemple cum s-a întâmplat ca și Sara, femeia lui Avram, fiind stearpă la bătrânețe să nască prunci, ceea ce din punct de vedere fizic nu mai era normal. Sau dreapta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul și ea, era astearpă declarată și a rămas însărcinată. Așa și maica domnului prin puterea lui Dumnezeu a primit să, să fie mama noastră a tuturor, dar în special mama domnului nostru Isus Hristos. Buna vestire sărbătoarea pe care o prăznuim astăzi este foarte populară la fel ca și florile, o altă sărbătoare și o să vorbim și de postul Paștelui că suntem da. în interiorul lui. Buna vestire este o sărbătoare extrem de respectată de români și anul acesta se nimere în post, dar nu e, nu e totdeauna așa, dar e totdeauna pe 25 martie. Totdeauna, da, este sărbătoare cu dată fixă pe 25 martie și într adevăr este ținută pentru că noi poporul român avem foarte multă dragoste mare evlavie la Maica Domnului multe biserici zidite în cinste acestui praznic și atunci în satele respective oamenii care au ca ocrotitoare pe Maica Domnului cu privire la praznicul acesta, acordă o însemnătate deosebită. Chiar și la noi, bisericile astea s-au fost pline, deși nu avem praznicul acesta ca o crotitor al bisericii, pe Maica Domnului ca o crotitoare a bisericii, dar oamenii au multă dragoste față de Maica Domnului, considerând-o mama noastră a tuturor și este deosebită această sărbătoare prin faptul că ne apropie pe noi de cer, prin faptul că regăsim în cer o inimă de mamă. Nu e un lucru întâmplător ca acolo, în lângă tronul preasfintei trăim, să avem o permanentă rugătoare pentru noi. O inimă de mamă. Dacă ne gândim toți la mamele noastre cât de mult ne iubesc, să vă gândiți că dragostea Maicii Domnului este cu mult mai mare, ea fiind sfânta sfintelor, fiind cea mai cinstită dintre oameni, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. De aceea, întreg poporul creștin o cinstește și o preamărește pentru că ea este cu adevărat o ființă prealeasă care a făcut posibilă întruparea Domnului Hristos. Vedeți, dumneavoastră, drașteți pe și domnule profesor, foarte important este să înțelegem că Dumnezeu conlucrează cu oamenii. De la creație observăm că Dumnezeu n-a mântuit pe Adam cu obligativitate, ci l-a lăsat să aleagă dacă conlucrează cu el în Grădina Raiului. Iar Adam și Eva au greșit, și Maica Domnului a venit să facă ascultare, reparând greșeala lui Adam și a Evei. Și atunci observăm noi că Maica Domnului se supune legii lui Dumnezeu, ea a fost cea care a fost capabilă să primească uh, această misiune de a asculta de Dumnezeu cu toată ființa ei și chiar în Evanghelia de astăzi este surprinsă această întâmplare, acest dialog cu Arhanghelul Gavril și Maica Domnului răspundă, iată roaba ta. Adică arată lui Dumnezeu că se dedică cu totul, arătând o ascultare deplină plină față de Dumnezeu, lucru pe care ar trebui fiecare dintre noi să-l facem. Acum sunt, suntem în, să zicem așa, traversăm ani dificili pentru poporul român, datorită faptului că pe de o parte sunt uh, vicisitudinile economice, pe de altă parte sunt uh, foarte mulți dintre români nu mai sunt în țară, au plecat tot datorită, să zicem, uh, problemelor economice. Uh, din această cauză, faptul că tot mai mulți vin spre biserică, nu mai cu ocazia acestor sărbători, dar mai ales cu asemenea ocazii, ne arată ce ce, un popor uh, creștin și un popor care crede foarte mult în Dumnezeu sau un popor disperat în care găsește singura alinare în biserică? Nu. Cum o vedeți dumneavoastră cei care adică reprezentanții bisericii? Nu a zice așa. În biserică fiecare dintre noi ne găsim liniștea. Casa lui Dumnezeu este casă de rugăciune. Chiar dacă toți ne rugăm și acasă, în casa lui Dumnezeu o stare sufletească aparte o simți și atunci oamenii de aceea leargă și la sărbători, pentru că în celelalte zile sunt cu problemele cotidiene pentru câștigarea traiului. Dar în Duminică și în sărbători, oamenii aleargă către Casa lui Dumnezeu să-i mulțumească lui Dumnezeu și să roage să aibă grijă de ei în, în viața lor. Eu a spune că. Biserica este alături de oameni întotdeauna, și când e bine, și când e greu. Și observăm lucrul acesta și în necazurile pe care le avem și în bucuriile pe care le avem. Omul trece pragul bisericii și dacă are un botez de făcut, și dacă are o cununie, și dacă are un eveniment nefericit când își conduce pe cei dragi pe ultimul drum. Iar prezența oamenilor în biserică ar trebui să fie așa cum se observă și la bucurie și la necaz. Trăim într-adevăr vremuri grele, dar știm că Dumnezeu niciodată nu ne-a lăsat și o să fie și bine pentru noi, pentru că acolo, în înaltul cerului, Dumnezeu veghează pentru noi și poate că uneori avem de tras anumite lucruri și datorită depărtărilor noastre de Dumnezeu. Și mă refer aici a mai ca Dumnul este o crotitoare a familiilor și observăm astăzi că cu foarte multă ușurință, cel puțin după Revoluție încoace, se întâmplă foarte multe avorturi. Și poate că de multe ori greutățile ce s-a bant asupra noastră sunt și datorită faptului că noi ne clădim fericirea personală pe mormintele copiilor nenăscuți. Și poate că Dumnezeu în dreptatea sa divină, mai ne lasă să tragem anumite lucruri financiare sau greutăți materiale ca să strigăm mai tare către Dumnezeu de acolo de unde am venit, de acolo de unde ne vine ajutorul și acolo unde ne vom duce cu toții. Apropo de această, deci acest ajutor al Bisericii, Biserica s-a aflat în ultimii ani și, în, să zicem așa, în fruntea unei campanii, care a strâns foarte mulți români, e adevărat că referendumul nu a reușit, aceea pentru familie. De fapt, este instituția care este garantul familiei, să spunem așa, este institu... poate e cea mai importantă instituție românească care încurajează familia. Da, noi iubim și apreciem toți oamenii. Suntem datori să nu judecăm, pentru că judecata este la Dumnezeu. Dar ne-am dorit să să fie bine pentru generațiile care urmează, și să înțeleagă toți oamenii că noi, ca să viețuim, ne-am născut dintr-o mamă și dintr-un tată. Și atunci, lucrul acesta rânduit de Dumnezeu, că altfel nu se poate. Dumnezeu a rânduit să se nască omul din bărbat și din femeie. Și am luptat ca lucrul acesta să fie ridicat la rang de lege, deși el este o lege morală și firească cunoscută de toți, dar pentru a proteja de eventuale pericole pe care uneori le presară diavolul printre oameni, schimbându-le mentalitatea, considerând că uneori poate... Înclinațiile greșite ale unuia dintre ei ar putea să devenină normă pentru ceilalți. Ne-am bucurat și ne bucurăm de cei care au ales să fie alături de familie, și ne dășduim totuși ca. Milioane de români! De ca și glasul da. acest, acestor milioane de români să fie auzit și să înțeleagă lumea că foarte important este să protejăm celula de baza societății, familia. Și o familie curată și sfântă în care oamenii se respectă unii pe alții. Soțul și soția și copiii. Și vreau aici să pun accent față de uh, întâmplările rele, și din cadrul familiilor, pentru că aș vrea să sfătuiesc pe părinți să-și iubească copiii, pentru că observăm multe probleme în ziua de astăzi. Și e bine ca părinții să-și iubească copiii, să-i ajute să crească frumos, dar să înțeleagă că nu au nevoie doar de dragoste copiii, dragostea părinților, ci au nevoie și de dragoste între părinți. Acolo unde într-o familie este dragoste, copilul se obișnuiește cu mediul acela plăcut și cu siguranță va avea o creștere frumoasă. nu e suficient doar să-l iubești pe copil, ci este bine ca soțul și soția să se iubească și să fie o pace și o armonie în familie. Da, foarte. Foarte important lucrurile pe care le spuneți și adevărate. Ne întoarcem la partea de sărbătoare, să spunem așa. De da. fapt, suntem, cum spuneam, într-o perioadă importantă din calendarul de peste an, din calendarul creștin. Suntem în, în interiorul postului care pregătește o altă sărbătoare mare sau... Unii spun că e o diferență. Bun, chiar e o întrebare. Pentru creștini, care este sărbătoarea mai mare? Crăciunul sau Sfintele Paște? Pentru că am văzut că e o dezbatere chiar teologică. Cu siguranță că învierea Domnului este sărbătoarea sărbătorilor. Așa se și cântă în noaptea de Paște, în canonul învierii. Dar învierea Domnului nu s-ar fi petrecut fără naștere și la noi în, în, cultul bisericii noastre, avem de multe ori o denumire de sobor. Sobor înseamnă adunare. Sărbătorim deopotrivă toate sărbătorile închinate, de exemplu, Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie. Noi avem și nașterea Sfântului Ioan Botezător, avem și tăierea capului Sfântul Ioan Botezător, dar pe 7 ianuarie sărbătorim soborul Sfântului Ioan Botezător. Toate sărbătorile de potrivă. La persoana Mântuitorului Hristos nu avem o sărbătoare așa. Dar cred eu că, de-o potrivă, așa cum în grâul, în, în sâmburele de grâu, există uh, întreaga plantă care se dezvoltă după ce este pus în, în pământ, așa, în orice sărbătoare, noi trebuie creștini să vedem tot ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Și, cu siguranță, prin învierea sa, Domnul Hristos arată că nu este doar un om, un întemeitor de religie, ce este Fiul lui Dumnezeu făcut om pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, fără a supăra pe cineva, dacă mai sunt alți întemeitori de religii, se știe că doar s-au -au născut, au trăit și au murit. Diferența între Domnul nostru Isus Hristos este că s-a născut, a trăit, a murit și a înviat. Ceea ce ne arată o existență după existența aceasta materială spre care ne dăjduim să ajungem și noi acolo lângă Domnul Hristos. De aceea și toată osteneala noastră prin post, postirea într-un fel, arată că noi pe pământul acesta nu facem un scop din a mânca, a trăi bine, ci arătăm că scopul existenței nu este doar mâncăm să trăim, ci trăi, mâncăm cât ne este necesar ca să trăim. Nu, via, scopul existenței este mâncarea și băutura. Și de aceea, în perioadele acestea, în tocmai cum elevii se pregătesc de olimpiade, noi creștinii trebuie să trăim totdeauna frumos, dar în perioada postului avem o pregătire mai intensă pentru că se apropie o sărbătoare mare. Și atunci ne bucurăm foarte mult de creștinii care se ostenesc cu postul trupesc și îndemnăm să țină și post sufletesc, iar pe cei care din binecuvântate pricini, poate că sunt călători, poate că muncesc foarte mult, poate că alte pricii nefericite că sunt bolnavi. Dacă nu pot să țină postul trupesc, măcar să se ostenească cu postul sufletesc. Foarte important este să avem o bunătate, să avem o pază a gurii, o pază a ochilor și multe, multe alte păcate care ne abat într-un fel de la Dumnezeu și ne abat pe o cale lăturarnică, o cale a păcatului. Acum, totuși, acest post este cel mai dur de peste an. Are doar două dezlegări. Vorbeam înainte de emisiune, e vorba de dezlegări la pește. Astăzi a fost una Da. și mai este de florii. De florii. De, deci este mai dur. Ce sfaturi le-ați putea da celor care se uită la noi? Cum să reziste să ducă acest post? Că cei care, să zicem, sunt în interiorul postului, să spunem da. așa. Sfaturile vin... Prin faptul că atunci când postim, ca să fie un post cu adevărat, trebuie să ne rugăm mai mult. Pentru că dacă reușim să ținem doar postul trupeesc, ținem de fapt o dietă, o cură, sunt foarte mulți oameni vegetariani care țin poate toată viața așa, renunță la cele de origine animală, la alimentele de origine animală. Iar postul te apropie de Dumnezeu prin faptul că te rogi mai mult în această perioadă, participi mai mult la slujbele biserici, dedici din viața ta mai mult timp cugetării către Dumnezeu, la ceea ce face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, la ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru viața proprie a fiecăruia și atunci, din dragostea aceasta față de Dumnezeu, renunți un pic la grija aceasta lumească, la grija materiei și te spiritualizezi un pic mai mult. Încerci să fii mai duhovnicesc. Și lucrul acesta se realizează într-adevăr și prin materia aceasta pe care toți ne-o dorim, pentru că sunt poftele noastre firești. Dar atunci când nu stă mintea numai la a mânca, că reușești să, să duci mai ușor postul. Important este să ne gândim mai mult la Dumnezeu și să lăsăm mai puțin grija pentru mâncare iar ca lucrurile acestea să fie și mai bine întocmite după legea lui Dumnezeu, e bine ca oamenii să se apropie și de Sfânta Spovedanie, să ceară sfatul duhovnicului și chiar de Sfânta Împărtășanie atunci când primim trupul și sângele Domnului Hristos, dacă avem dezlegare la duhovnic, pentru că vom primi cu adevărat putere să ducem postul mai departe. Chiar în cuvântul în al preasfințitului se spunea că această perioadă este o perioadă de împărtășire mai deasă dacă în alte perioade omul nu reușește să țină post, nu poate să se apropie atât de des de Sfânta Împărtășanie, dacă se ostenește cu postul, se poate împărtăși și mai des, ceea ce îi va da putere cu adevărat, pentru că atunci când te împărtășești, Hristos este în noi. Hristos este în interiorul nostru și în o două putere să putem să luptăm lupta cea bună, lupta împotriva păcatului, să săvârșim calea apostului, credința netulburată să o păzim și spună rugăciunea bisericii, capetele nevăzuților balauri să resfărămăm. Adică vrăjmașul încearcă totdeauna să ne ispitească, să ne ducă spre lucrurile rele, iar omul dacă se înarmează cu armele luminii, cu post, cu rugăciune și cu fapte bune, atunci depășește momentele de ispitire. Venind în cele pământe sau cele de zi cu zi, este o mare problemă legată de post, mai ales în România, dacă în Occident, în general, vegetarienii că tot vorbeam de ei, reușesc, chiar dacă nu țin neapărat post, reușesc să găsească aceste, această hrană vegetală foarte ușor și la prețuri rezonabile. În România, hrana de post este mai scumpă decât cealaltă. În condițiile materiale mai dificile, chiar unii dintre să zicem, și care ar ține postul, au așa, să zicem, o scuză că n-au suficiente resurse să ducă, adică e mai scump să se hrănească de post decât, decât de dulce, cum să spunem. N-ați zice așa, pentru că, într-adevăr, oamenii își doresc un post cu o frică așa de să nu cumva să mi se întâmple ceva rău și trebuie să mănânc de toate, să mă hrănesc corect. Dar n-a spune așa, postul plăcut înaintea lui Dumnezeu este atunci când te tridici de la masă, când încă nu ți -e, ai mai putea mânca și nu mai mănânci. Pentru ca să mai lași un pic și loc de foame după Dumnezeu. Și în general atunci când faci din post o arie largă, așa de mâncăruri deosebite, cred că te, ne abatem un pic de la post. Postul în sine înseamnă să mănânci mai simplu, să faci economie de fapt, nu ca atunci când mănânci de dulce, iar din economia ta să dai săracilor. Deci atunci când postești înseamnă că te restrângi un pic cu plăcerile pe care le ai, cu poftele pe care le ai, mănânci mai sărac, chiar un fel de mâncare, poate, și mai puțin, ca să poți să faci milostenie mai multă, să dai celor care sunt mai flămânzi ca tine și poate care n-au și tu, atunci de prin postirea ta reușești să faci mai mult bine. Dacă cheltui mai mult pe post, înseamnă că de fapt, ții un fel de post, dar un post dintre acestea mai modern. Oh, era, era un, să zicem așa, o listă de alimente. Și alimente simple, făcută de o revistă celebră în România. E, reprezentantă internațională, dar mă refer cu partea de România, și care făcea un calcul și spunea, ieșea, să zicem așa, o masă simplă, ieșea mai scumpă decât la anumite produse. Dar, în același timp, postul se ține mai ușor decât țineau generațiile dinainte, pentru că au apărut foarte multe variante chimice ale produselor. Adică dacă luăm... Avem de toate și la, și la nivel, să așa, care nu este de natură organică. Dar sunt acele alimente, practic de la salam, care există și el artificial, până la, nu știu, pateu și orice altceva. Da, vă recunosc, sunt pe rafturi, eu... Personal, care mă ostene și eu cu postul, nu e bine de spus, așa să ne lăudăm dacă reușim să facem fapta bună, dar pentru a întări pe cei care ne privesc și pe cei care se ostenesc cu postul, vă recunosc. Niciodată nu am luat, totuși, alimente dintre acestea. Eu am preferat să țin postul cum țineau străbunii, cu alimentele de bază ale societății noastre, și nu s-a întâmplat nimic. Și chiar uneori am simțit că primesc o putere interioară mult mai mare decât atunci când sunt în perioada de dulce. Eu am simțit că este o înșelare, de fapt, că dacă nu mâncăm cât ne trebuie, ne-ar fi poate mai greu, dar nu, nu a fost așa. Primesc destul de multă energie și chiar mă simt mai ușor în momentul în care țin post și mintea este mai limpede, pentru că în momentul acela nu mai ții atâta cont de, de cele necesare trupului, necesare. Da, și de foarte multe ori acele produse sunt uh, foarte mult, uh, poate sunt chiar și toxice, să zicem așa, datorită chimiei din care sunt făcute, da. pentru că sunt produse care uh, au o procesare foarte avansată, deci de multe ori poate nu sunt atât de sănătoase ca chiar și decât cele organice, dar în fine asta e cu totul altceva. Eu acum am încercat pe legumele noastre tradiționale, fasole, varză, cartofi, orez, cele care le găsim în orice gospodărie. Și asta ar fi, să zicem, recomandarea pentru cei care ne privesc. Și ar fi recomandarea. Și să le alternăm, mai avem acum din belșug și verdeața pământului care răsare și chiar este deosebită și pentru circulația sângelui, recomandăm din toată inima verdeanța câmpului, foarte bună, urzici, toate celelalte, sunt foarte bune. Pentru să nu depășim subiectul, înainte de a vorbi, deci, vorbim de post, postul trece, are da. șapte săptămâni cu săptămâna patimilor și urmează marele eveniment, acela de a Domnului. Da. Să trecem puțin și peste acest, să vorbim puțin și de acest eveniment și după aceea, o să mergem mai departe. Da, toată ă, osteneala noastră, a creștinilor, este ca atunci să ajungem mai curați înaintea lui Dumnezeu. Ca să întâmpinăm această mare sărbătoare cu sufletele mult mai curate, cu conștiințele noastre mai împăcate, cu faptul că am încercat să împlinim așa cum trebuie credința noastră osteneala noastră apostului să ne fie cu adevărat de folos. Pentru că atunci când un elev, dacă ne-am gândit, se apropie de un examen, se ostenește și învață în o anumită perioadă ca să obțină un rezultat bun, așa un creștin practicant se ostenește în această perioadă ca în noaptea Paștelui să simtă cu adevărat în interiorul său că s-a schimbat ceva. Aici este vorba despre schimbarea minții, schimbarea gândirii noastre, din oameni poate cu cugetări mai slabe, spre tinzând spre păcat, să devenim niște oameni cu cugetări mai înalte, care depășesc răutățile oamenilor, care depășesc într-un fel rațiunea aceasta socială ce ne înconjoară, în care. Uneori majoritatea oamenilor zic că e bine să fie echitabil, dacă cineva îți face bine să-i faci bine, dacă cineva îți face rău să-i faci rău. Un creștin cu adevărat depășește această echitate și face bine chiar dacă unui om nu i-a făcut tocmai bine. Și de aceea îndemnăm pe toți oamenii ca lupta aceasta postului în vederea praznicului să urmeze viața Mântuitorului Hristos. Mântuitorul Hristos este modelul de viețuire creștină pentru noi care El în săptămâna patrilor vedem cât de mult a suferit pentru noi, cât de mult l-au închinuit oamenii și totuși striga către Dumnezeu Tatăl Cel din Ceruri, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Așa și noi trăim în vremul turburi. Oamenii sunt din ce, în ce unii dintre ei mai depărtați. Și atunci poate avem de suferit creștinii, dar trebuie să strigăm totdeauna la Dumnezeu, Doamne, dă-ne putere, Doamne, ajută-ne să ducem crucea aceasta a vieții, pentru că la un, final, la un, moment dat viața la tot se va sfârși și va exista o judecată. Iar perioada aceasta este totdeauna ca o școală, ne învață pe noi totdeauna dacă vom cădea să ne ridicăm. Să ne ridicăm de fiecare dată când cădem și să încercăm iarăși, și iară să fim mai buni, să fim mai iertători, mai credincioși și mai aproape de Dumnezeu. Televiziunile, că suntem tot la o emisiune de televiziune, uh pun presa în general, pune foarte mult accent atunci când se fac acele, de diverse sărbători, se fac acele, de merg la moaște, diversi cetățeni, în care apar și momentele mai puțin plăcute, în care ori apar bătăi, oricum împingeri, smulgeri, chestii de acest gen. Și pun totdeauna ăsta, iată, să spunem așa, că n-a prea avut efect partea religioasă. Că de ce să mai duc acolo dacă ajung la bătaie, la exact ce, ce spuneam mai devreme? De... Da, e trist, așa. Acum eu v-aș îndemna pe toți să privim partea cea bună. Trist este că se vede de fel, observăm în jurul nostru... și speculăm că la câteva da. zeci de mii de oameni sau poate cât trecă, sau sute de mii când trec la da. Iași, să zicem, de Sfânta Parascheva, se întâmplă ca doi, trei să se împingă sau ceva, nu știu dacă este relevant ca... Da, element. așa se întâmplă, așa se speculează într-adevăr. Eu aș zice ca fiecare să ne curățim ochiul nostru și să vedem ceea ce e plăcut și ziditor și ar fi folositor oamenilor ca la televiziune să se arate lucruri cu adevărat bune, să influențăm în bine copiii noștri, să influențăm în bine societatea. Pentru că dacă vom arăta mizerii la televizor sau lucruri nepotrivite, atunci dăm de gândit copiilor și mâine pe mâine ne mirăm de ce se întâmplă lucrurile, de ce copiii nu ascultă, de ce copiii împlinesc anumite fapte de care ne este rușine și să le spunem, dar să le facem. Trist este așa și observăm, într-adevăr, cu regret, observăm cu toții că se întâmplă treaba aceasta. Prima calitate a creștinului ar trebui să fie bunătatea. Și cel care e mai credincios să fie mult mai bun decât ceilalți. Dacă suntem la biserică, totdeauna, în momentul în care vine cineva care n-a fost niciodată, ar trebui să-i dăm locul nostru, să ne bucurăm că a venit nu să ne împingem, să nu avem răbdare. Trist este că se întâmplă lucrul acesta și poate că undeva e din firea noastră a românilor, așa, nu știu, e o genă poate, că ține mult de educație. Trebuie foarte mult să ne aplecăm nu numai spre educația religioasă, ci și spre educația civică. Vedeți dacă se deschide un magazin, se împinge lumea acolo pentru tigăi sau mai știu eu pentru ce. Deci e un lucru valabil la românii, nu oriunde ar fi. Și atunci, de aceea, cu tristețe, observăm că se întâmplă și la biserică. Chiar și pentru că noaptea de Paști pregătim Paștile. Noi suntem în biserici până a doua zi, până în ziua de Paști. Dar avem 12. la mănăstiri cel puțin se întâmplă și în grămădeală da. și mai și cât ne un pare rău că e așa. Ne pare rău că e așa, că este, avem Paște pentru toată lumea. Stăm noi preoții și miruim și binecuvântăm și împărtășim toți copiii și toți oamenii. Dacă stai o oră sau stai o oră, o oră jumătate, cred că tot acolo ajungi. De aceea îndemnăm pe oameni la răbdare, îndemnăm pe oameni să aibă îngăduință unii cu alții, să dăm prioritate celor care poate sunt neputincioși și nu pot să meargă. Trist este că este așa, nu găsesc o explicație decât în faptul că Poate e ceva genetic la noi, la români, că se întâmplă lucrul acesta nu numai la biserică. Dar ar fi interesant dacă într-un an în televiziunile și-ar propune să dea numai partea cea bună, să nu mai amintească poate niciun eveniment trist. Căci cu siguranță sunt și creștini dintre aceia care sunt răbdători și care prin pilda vieții lor arată un exemplu bun de urmat. Eu mă refer aici la creștini care vin și asistă cu noi la slujbă și, de exemplu, ei, deși sunt în biserică de ani de zile, de 10-20 de ani, nu au stat niciodată pe scaun. Preferă să stea în picioare ca oamenii care vin noi la noi la biserică să găsească un loc. Și pentru mine oamenii aceștia sunt un exemplu pentru că arată cu adevărat o statură cu adevărat de creștin. Când cu siguranță avem și câteva întrebări. Una dintre ele se spune așa: de Paște slujba la biserică sau la mănăstire, întreabă cineva? Oriunde, <laughs> în casa lui Dumnezeu să fiu. Ar fi important și eu cea mai mare tristețe care am simțit-o ca creștin și apoi mai ca preot a fost că am văzut tinerii, și apoi a zis la televizor, care își petrec noaptea de Paște în cluburi, în discotece. În asta e trist. Mi s-a părut avem timp și de bucurii și de petreceri. E, e îngăduit tinerilor să se distreze. Tuturor le plac aceste distracții omenești. Dar cred că ar trebui noaptea de par să fie o noapte sfântă pentru suflet. Și de aceea îndemnăm pe această cale pe tineri sau pe cei care ne-au întrebat să meargă oriunde, la biserică, în sat sau la mănăstire, unde își doresc în funcție de starea sufletească a fiecăruia. Dacă veți merge la o parohie de sat, o să simțiți că e mai multă liniște, că e mai așezată slujba, că nu se grăbește nimeni. Dacă veți merge la o mănăstire, o să simțiți îmbulzeală. Dar aceeași slujbă este și e în funcție de Bine, fiecare. E om. mai scurtă, e mai pe rapid făcută la nivelul <laughs> da. mănăstirilor. În Îndemn... partea tânără, de regulă, de asta da. o merge spre mănăstiri mai puțin spre bisericile de parohie. Eu Dar... aș pune accent, așa, în perioada aceasta, să încerce oricare dintre noi, oricare creștin, să se apropie de un duhovnic, să ne alegem un duhovnic, așa cum avem un medic de familie care are grijă de trupul nostru, să ne alegem și un medic al sufletului în persoana duhovnicului, să ne ajute să ne curățim un pic și să ne vindecăm pornirile noastre cele rele ale sufletului nostru, încât să simțim sărbătoarea altfel, să fie o sărbătoare a sufletului, nu doar o sărbătoare a trupului. Căci pentru trup ne pregătim, toată lumea pregătește mâncare bună, în perioada aceea toată lumea se ostenește cu curățenia în casă și cu vizita celor dragi, dar e important să avem grijă să găsim acolo și timp pentru sufletul nostru. O altă întrebare de la telespectatori, dar între timp mi s-a închis. Spunea ceva de tineri și de faptul că ei nu mai, nu par să simtă viața religioasă așa cum o simt generațiile mai în vârstă. Am făcut un rezumat că n-am găsit da. să citesc imediat. Eu azi zice acum de 2 ani sunt și eu preot în orașul nostru și poate mi-exprim o părere cu privire la faptul că observ mulți tineri care calcă pragul bisericii. Nu putem cataloga așa că toți tinerii se depărtează sau toți sunt credincioși. Sunt situații și situații. Dar să știți, într-o duminică normală, dacă mergem în orice biserică din oraș sau și la țară mai sunt, o să vedeți foarte mulți tineri și în biserică. Cred eu într-o proporție de peste 30% din cei prezenți într-o duminică la slujbă sunt tineri, ceea ce înseamnă că a ajuns și la inima lor mesajul lui Hristos și îi felicit pentru că este important să nu dăm doar bătrânețea lui Dumnezeu, ci să dăm și tinerețea. Pentru că observați chiar și prescripțiile pentru post. Sunt pentru tineri, că în prescripțiile noastre bisericești, bătrânii și bolnavii sunt scutiți de post. Dacă nu pot să postească, sunt scutiți de post. Atunci postul este într-adevăr pentru noi cei tineri. Și mă bucur că regăsesc tineri care se ostenesc cu postul. Chiar eu, ca și duhovnic, am câteva perechi de familii sau tineri care vin și mărturisesc că țin postul. Ceea ce mă bucură și n-aș cataloga că toți tinerii nu... Nu, patru. nu. Așa se spune că, în general, cei tineri sunt mai nu neapărat depărtați de biserică, dar oricum mai puțin a plecat spre biserică decât celelalte generații. E pe undeva normal, dar... Eu aș zice că sunt mai interesați de biserică și cu mult mai multe întrebări, ceea ce e un lucru important și de folos pentru sufletele lor. Și recomand tuturor oamenilor să întrebe și să cerceteze și să caute pe Dumnezeu. Pentru că în Evanghelia de la Ioan spune, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Deci, ca să dobândim și viața de după viața aceasta, viața acea veșnică, este important să-l căutăm pe Dumnezeu. Și observ la tine o curiozitate. Dacă uneori cei mai în vârstă nu mai pot să citească. Nu, nu au acces la calculator, la telefon cum avem noi. Observ tinerii că sunt preocupați și observ tineri care vin cu listă la spovedanie, faptul că au citit ei în dreptar de spovedanie, sau pregătit sau cu fel și fel de întrebări care uneori ca preot te, te șochează să zicem la un moment dat cu lor atât de sinceră și pe mine mă, mă bucură lucrul acesta pentru că vom avea, dacă tinerii noștri se apropie cu întrebări de biserică, vom avea cu adevărat tineri care vor apăra această biserică noastră strămoșească, biserica creștină ortodoxă, în fața greutăților vremii. Pentru că trăim într-adevăr vremuri de secularizare, vremuri de globalizare și e foarte important să știi cine ești ca să reziști în lumea aceasta. Să-și cunoști bine credința ca să știi să-ți o aperi oriunde ai fi în lumea aceasta. Aici e și problema. Se vede, și aici vorbesc ca profesor de istorie, dar sau și ca ziarist, ca jurnalist, se vede cumva o tendință la nivel mondial, la nivel european, chiar la nivel românesc, în care se încearcă subminarea autorității bisericii din diverse motive. Unul dintre ele ar fi această globalizare care trebuie să dispară ca și națiuni, deci totul se, ba, se amestecă la nivel european și mondial. Eu aș zice, așa cum părintele nostru Stăniloae, un mare teolog al secolului 20 zice așa că noi ar trebui să avem unitate în diversitate. Să fim uniți cu toate popoarele și să respectăm toate popoarele lumii, dar să, să știm ceea ce ne diferențiază pe noi și să nu m-aș exprima că mă depășesc aceste lucruri, dar consider că atât de frumos se vede lucrul acesta cum biserica ajută românii noștri în diasporă, impresionant. Adică acolo, în diferite comunități din Europa, românii noștri se strâng lângă biserică și formează o comunitate religioasă care de multe ori arată de mai, puternică decât, de în mai țară. puternică decât în țară. Da. Și poate atunci că... omul cel care e plecat afară, departe, de rude, de ăsta, poate acolo își găsește rădăcinile. Da. în biserica aceasta sau simte că e, că e acasă prin, a, prin acel teritoriu al bisericii. Și atunci eu cred că acesta este modelul. Fiecare popor să-și cunoască istoria, să-și cunoască credința și să ne împărtășim unii altora din ceea ce suntem, fără să distruși pe celălalt de lângă tine prin propriile tale concepții. Fiecare om trebuie să cugete către Dumnezeu și asta este un lucru observat, Că peste 80%, chiar 90% din populația acestui glob cugetă spre Dumnezeu. Fiecare după puterea lui. Dar și spre Dumnezeul lui fiecare. Și, dar la este religie. un singur Dumnezeu, da. dar privit diferit de oameni. Și atunci lucrul acesta ne dă curaj, că totuși Dumnezeu are grijă de noi toți, ne iubește pe fiecare și așteaptă ca oamenii să intre în legătură cu El. Că de fapt, prin credință, intrăm în legătură cu Dumnezeu. Prin credință și faptele noastre bune. Vorbeam de că trecem, trăim și România, și Europa, sau cel puțin răsăritul Europei, trece prin momente mai puțin plăcute, mai dificile, și economice, și de altă natură. Special, România trăiește o dramă la nivelul satelor, în care încet, încet uh, dispar sate sau, în orice caz, rămân tot mai slab populate. Și acele două, să spunem așa, temelia satului, care era până acum preotul și învățătorul, încep să dispară odată cu satul. Ce putem face aici? Mai ales că populația tânără, care nu pleacă spre oraș, sigur a plecat afară de deci ce din ce în ce mai puțin numeroasă la nivel rural. Da, ne dăjduim aici la prea milostivul Dumnezeu și la rugăciunile Maicii Domnului pe care noi o prăznăim astăzi să aibă grijă de poporul acesta, pentru că într-o metaforă e numită țara noastră grădina Maicii Domnului și ne dăjduim ca Maica Domnului să mijlocească și să aducă o luminare peste neamul acesta, peste conducătorii neamului nostru, încât să se întâmple ca românii să se întoarcă acasă și să aibă grijă de glia strămoșească. Trist este, observăm lucrul acesta, că satele noastre încet, încet a zice că dispar, dar dispare populația. Clădirile da. rămân. Că rămâne și biserica, rămâne și școala, rămân și casele. Dar multe ori părăsite. Și rămân părăsite. Din păcate, într-adevăr, natalitatea este în scădere drastică și de aici se întâmplă și lucrurile care se întâmplă dar sperăm într-o revigorare a poporului. Sunt veacuri peste un anumit popor, mișcarea aceasta este sinusoidală, la un moment dat creștem, descreștem, ne dăjduim totuși cândva să vină și mai bine peste noi, pentru că dacă nu ne întoarcem către pământul țării noastre, o să simțim o neliniște. Poți să câștigi toată lumea aceasta și cred că mulți oameni din românii noștri care au plecat peste graniță, chiar dacă și-au găsit un confort fizic acolo, un dor îi leagă de țara noastră și poate la un moment dat să revină și să, acolo la casele lor părintești, să facă ceva pentru satul respectiv. Bineînțeles, sprijiniți fiind și de autoritățile centrale și locale. Suntem pe final de emisiune. Ați avut astăzi slujbă, v-ați adresat credincioșilor Enoriașilor, chiar și legat de această sărbătoare. Așa, pe final de emisiune, pentru câteva minute, ce le-a spus astăzi? Eu le-am spus creștinilor să înțeleagă că astăzi, sărbătoarea de astăzi, așa cum spune cântarea troparului, este începutul mântuirii noastre. De astăzi, ea ființă planului Dumnezeu de mântuire a Lumii. Pentru că astăzi se împlinește uh, profeția profetului Isaia, care spune: Iată, fecioara va lua împântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel. Și atunci, Maica Domnului a primit împântece de astăzi pe Fiul lui Dumnezeu, care va trăi pe acest pământ și care se va răstigni pentru noi și va salva lumea de la pire, deschizând porțile Raiului prin învierea sa. Lucru pe care trebuie să-L urmăm și noi în sufletele noastre din păcat și i-am îndemnat să se ridice împreună cu Hristos și să se ridice din păcatele pe care le săvârșim fiecare dintre noi și să fim mai curați, mai credincioși și mai buni unii cu alții. Cu siguranță aceste cuvinte au ajuns la, să spunem așa, la inima la gândul celor care au fost astăzi la biserică și spuneam, e o sărbătoare care pregătește alte sărbători creștine cu participare și mai mare, mai ales că avem, cum spuneam, e o sărbătoare care o regăsim în toată lumea creștină, atât la Ortodoxi cât și la Catolici. Da, și Biserica Catolică, noi fiind născuți din aceeași mamă, no. biserica creștină. Biserica noastră ortodoxă s-a păstrat cu fidelitate credința în Hristos, dar și ei păstrează cu fidelitate credința. Și uneori poate mai sunt anumite exagerări pentru că în biserica ortodoxă se găsește corect cultul Maicii Domnului. Dacă ar fi să ne asemănăm, știm așa că extremele nu sunt bune și avem în întreaga credință creștină, avem bisericele neoprotestante care neagă credința în Maica Domnului. Consideră că a fost o simplă femeie și nu o cinstez deloc. Și credința catolică care hiperbolizează cinstirea Maicii Domnului. Iar credința creștină o așează la centru, îi acordă cinstirea Maicii Lui Dumnezeu în tocmai ca Maicii unui împărat ea l-a născut pe Împăratul Hristos și ea este într-adevăr mai cinstită decât toate celelalte făpturi omenești, dar totuși deasupra este cinstirea Preasfintei Trăim, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Uh... Există în lumea creștină, se vorbește tot mai mult de o reuniune, o unificare după o mie de ani a Bisericii creștine. Chiar există o urare, nu știu cât e de creștină sau de mă, în care se spune să, să trăiești până la momentul când s-ar unifica bisericile creștine. Da, acum să știți, avem tot felul de întâlniri și conferințe pentru a ne cunoaște până la unul unii pe alții și a încerca apropierea între toate bisericile. Consiliul Mondial al Bisericilor și pentru că toți iubim pe Dumnezeu, nădăștuim ca atunci, cândva, va veni vremea aceasta, să cugetăm toți la fel, pentru că ar trebui, așa cum scrie în Sfânta Scriptură, să existe o singură credință, un singur domn și un singur botez, să nu fie atâtea diferențe. Da, cu siguranță, Biserica și ortodoxă, și cea catolică românească sunt în fața unui eveniment important. E vorba de vizita Papei de la Roma, un alt un alt stătătorul bisericii catolice, dar primit și întâlnindu-se chiar cu Biserica Ortodoxă, deci cu oficialitățile și cu creștinii. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Cu multă plăcere, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ne aflăm în acest Sfânt și Mare Post, doresc tuturor celor care ne privesc să aibă un post cu folos și spre sănătate sufletească și trupească, iar sărbătorile ce pascale ce ne stau înainte să aducă pace, bucurii și fericiri tuturor și să ne vedem cu bine ori de câte ori ne rânduiește Dumnezeu. Vă mulțumim, dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, a fost cu noi preotul Gheorghe Gomoi de la Biserica Sfinții Voievozi. Mulțumim pentru atenție, la revedere!